Dragii noștri, am ajuns în orașul Botoșani la domnul Cătălin cu alimente și detergenți și medicamente și pentru a aduce un mesaj de mulțumire pentru ajutorul oferit prin donațiile dumneavoastră. Pentru fiecare donație noi vă mulțumim și uniți în faptă și în gând vom reuși să ajutăm și în continuare și să aducem o rază de speranță și zile senine în viața domnului Cătălin. Domnul Cătălin, ce le spuneți donatorilor care au donat pentru dumneavoastră să reușim să cumpărăm aceste lucruri și medicamente? Vă mulțumesc pentru ajutorul oferit și Dumnezeu să-i ajute să-i binecuvinteze, să ajute și pe alți oameni aflați în dificultate mai departe, cu cât pot fi care. Doamne ajută! Pe site-ul speranțapentruromania.ro este deschisă o campanie de strângeri de fonduri pentru domnul Cătălin și prin fiecare donație a dumneavoastră vom reuși să-i asigurăm de fiecare dată tot ce are el nevoie. Toate acestea au fost posibile până în momentul de față doar datorită vouă, oameni cu suflet mare, și datorită implicării și sprijinului vostru, domnul Cătălin și-a recăpătat speranța și a primit o nouă șansă în viață și multă bucurie și pace în suflet. Gesturile voastre de generozitate au făcut o diferență semnificativă în viața lui. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească bunătatea și dărnicia. Thank you.